asta e băier. Asta își vă arată bun la televizor, asta e. Dar cum poliția să fie mafie? Poliția e plătită ca să lupte cu mafia. Da, da. Aici eu sunt de acord. Eu, dar ce mă tăi pui așa întrebare? El vrea să știe. El vrea să știe. Îi spui că protestezi și gata. El trebuie să prezinte din tăi. Asta da, dar dacă el e militar în termen, el nu știe. Polițiștii știu. Aha. Dacă nu știe, dar n-are rost să-mi dai întrebarea. El trebuie să transmită. Protestează omul, nu vezi că are lozincă. Și pașnic în orice caz. Da, da. Asta nu e armă decât de exprimare. Da, da, da. Nu, că am fost pe data 13. Tot aici ai protestat? Da, la așa? De 13 ianuarie. Și vreo reacție, ceva? Da, a fost o reacție. A fost ești un domn. Și a dus eu pe Moldova, pe corupție, adică polițiști. Din poliție, da, spia. Da. Așa. A ieșit un domn și m-a invitat să discut cu dânsul și am refuzat. Și am uitat, vrei să discuți, dar... Nu, chiar am adus o hârtie, care ei n-a se refuză să o primească. Am înțeles. Am adus chiar... Dar care-i problema? Și ai dosare penale sau... Da, am și administrativ și am penală. Amens, aha, aha. Și mai scurt acolo, dacă ne uităm așa atent, eu sunt violator orhiei. Eu am violat... Adică atât de multe amenzi, da, și dosare penale... Nu, eu sunt violator orhiei. Ei mai sunt violatori și numai mata. Nu, eu sunt, da. Că, știți, am violat o persoană într-o seară de 8 ori. Dar și nu-i posibil. Mafia din poliție de la Urchei. Vântul e cam contra matale. Eu zic că la Urchei e mai strașnic. Cagăteri. O, încă unul. Încă unul. Nu, băiat, e strașnic acolo. Spune chiar și o întrebare, deși până în ziua de azi noi comisar nu avem acolo în Urchie. Nimeni nu vrea să încurci cu puterea acolo. Ia că suntem trei de amul. Bun, dar păi dosarele trebuie să le rezolvi instanța de judecată, nu? Instanța de judecată, da. Și eu l-aș întreba amintele. De ce l-a dus pe Gheorghe Pietic să-l condamne la mine în Orhiei? Ce l-a dus în Orhiei, băieți? Întâmplător, și... întâmplător, dar nu, de ce pșor l-a dus la Cahul? A fost jurnalist? Într-un fel, da. Nu, prieteni, așa, băi, voi ne znați? Ei, necătării ne znaie. Necătării, desitile. Da. Он только ехал оттуда, его сразу... Смотрю за его передачи, не смотрел как. Deci n-ai încredere în instanță și cer ca poliția să nu te mai amendeze. Dacă dosarul penal ce faci? O ajuns în instanță? Da, pentru viol? În instanță, dar nici n-am dat la curtea de apel. Dar de ce? Păi curtea de apel e tot așa. Dar bun, dar instanța și-o zis. Te-o condamnat așa de la? Da, instanța m-a condamnat la un an de zile. Și... Cum, pentru viol un an? Nu, 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 acolo s-a minus două cazuri. O, e că băiețe ce-a problemă. Bună ziua, inspector Pașu. Da, dar cum? S-a întâmplat ceva? Deodată încă nu s-a întâmplat, dar trebuie să întâmple. Nu, dar... Ia să vă rog, împotriva cui protestați? Poliția Orhiei. Dar ce s-a întâmplat? Istoria asta spune a mea? Păi eu nu știu, dacă dumneavoastră sunteți competenți să rezolvați așa întrebări. Băieți, aici am buzunar la ministru hârtiei. Și eu am să mă duc în orice caz, eu am să stau aici, nu, am să stau vreo oră. Și înainte de a mă duce acasă înapoi la Orhiei, eu am să cer hârtia asta să încheie scălită, adică că e primit la executare. Și atât. Eu trebuie să depuneți o petiție la... Da, da, să o depunem, adică ei la mine în buzunar. Dar nu, încă nu. El nu se grăbește, vrea să protesteze. Și... Bine că îți cunoaștem și noi. Fiecare lozincă, e clar că protestează, nu? Asta e lucru nouă. Dacă poți și voi uite protestevați. Da, da, taков закон. А вы что, имеете право его остановить? Нет, нет. А, ну тогда и я буду прикрепить туда и кричать. И буду всем салютить. Хорошо, пьей балу 3.33. Пашапорт на вам, туминик, вам уйтаться. Deci ai mai multe dosare penale. Și așa cu violul încă nu s-a examinat. Așa cu violul unde eu am depus plângeri la poliție și mi-a dat o hârtiuță. Cazul nu s-a adeverit. A, și am înțeles. Și la procuratură. Procuratura tot celul ăsta. Mi-a dat un răspuns, știți, așa, răspâncit, cum zic rușă. Știți?
cazul nici nu mi s-a examinat nică, dar am fost scos din casă, închipuiță. Vin șepti, șepti polițiști. Și nici unul nu a pus întrebare. Băi, tu-i comis faptul, nu-i comisul. Mă scot cu bătaie, practic, de o grade. Cu bătaie? Da, dar de ce nu te-ai pus la procuratură pentru bătaie? La cine, domnule, să te plângi? Procuratura Urhei sau la asta generală? Nu, băieți, nu, asta e acolo, păi, dar dacă n-ai încredere în organii, ce ai mai venit cu petiții, cu protest? Păi, și nu emigrezi, pleci din țară, dacă n-ai încredere în organe. Dar ce să nu pleci ăștia care ne încalcă drepturi? Dar ai zis că n-ai încredere în curtea de apel, n-ai încredere în procuratură. Legea așa prevede, în caz de bătaie. Nu pot că aici se rezolvă ceva. Așa. Dar când a fost fapta? Adică când te-au scos cu bătaie din casă? Păi nu, asta a fost vreo 5 ani în urmă. 5 ani în urmă, da. De mult, da. Nu știu, după părerea mea, este o persoană, e bolnavă mental. Și e și fașii. Din poliție sau? Nu, om de rând, așa. Da, om așa. Și când se îmbate, e pune mâna pe receptor și zice că m-a violat. Aha. Au mai fost maltratate persoane, după sunetul ei, trei persoane au fost înaintea mie, tot așa. Maltratate și tot de poliție? Hărțuite, da, de poliție. O săptămână de urmă și hărțuială în tren și pânsul adevărit că asta nu-i drept. E că și e acolo. Și poliția, poliția torturează ca să recunoască vina, da? Nu, nu e torturat, nu e torturat. Dar dacă eu hărțuit? Nu, eu hărțuit. Tortură psihică, nu-i tot da, așa, șantaj. Verbal, un alt, de șantaj, nu știu, eu spun de lucruri și el care le știu. Nu? Am înțeles. Dar șantaj, nu știu cum, dacă a fost așa. Da, dar mă ta, dacă te-a bătut când te-a scos din casă, asta e tortură, e grav. Nu m-a bătut, noi ne bătem împreună. El de mine, eu întrânsul. Dar de ce te opunei? Dacă ce că nu ești vinovat? Știi ce m-a indignat acolo și al noi mult? Deși eu au venit două echipaje, două mașini, și nici unul nu m-a întrebat, băi omule, tu-i comis fapt, asta ori nu-i comis, înțelegi? Asta înseamnă că minte în cap, e zero la dânsul, ia că și. Am înțeles. Ia că cum ești. Noi ne ducem să protestăm la Procuratura Generală, dacă vezi... Am uia? Da, am uia? Da. Stați o leac, Procuratura Generală ieși undeva. Da, ia ca asta. Bun, la ce ori voi ieșepți? Eu ați vins vă sus. La 10. La ora 10? Da. Bun, tot așa, să ne primească în audiență, în altă. O să un ceas, o să mai și eu acolo. Câte ore am uian de 8? E 10 și 15. Și 9 și 10. Da, deci până la 11 și încă până la 11 și încă și acolo. Da, bun. Okay. Cum te numești, mata? N-am înțeles. Cum te numești? Iuri, Iuri. Miron Iuri. Ion Miron. Iuri Miron. Ia că vine un polițai să se întrebe și... Ah, ăsta e de la carabinier. Asta ca și data de 13, trece am mutat. Da, același scenariu, da. Dacă așa e protocolul... Am zbârlit drojdi în ceva. Nu vreau să-i obișnuiesc. A, până nu. Fă-te legal și atunci n-au ce să-ți facă. Da. Eu îndeoși sunt pașnic, până numai anină. Stare pașnic, dar mă apăr ca și șerpi.